fare, da risolvere effettele unor cauze pe care noi nu reușim să le identificăm și să facem pași înainte. Stimați domni, noi avem nevoie, pentru așa cum spunea domnul Țintanu, trebuie să ne concentrăm atenția pentru cei care produc buget, iar cei care produc buget au nevoie de surse, de surse, de proiecte, de investiții susținute financiar, nu proiecte de investiții care să fie susținute de un an sau doi financiar în parteneriatul stat-privat, ați văzut care este deficitul în momentul ăsta, de 1,5 miliarde de euro, să zic, nedecontat. Și, sigur, un alt element foarte important este exportul. Pentru că dacă în țară nu reușești să produci, să faci, să produci plus valoare, sigur, un teritoriu imens este exportul. Pentru export trebuie să fii competitiv și să ai și unde. Europa de vest este într-o supraproducție extraordinară, lucrează pe bani degeaba. Să știți că impozitul pe profitul reinvestit interesează pe foarte puțină lume din România. Este o monedă pe care se bate în momentul ăsta foarte multă lume, dar lume care nu pricepe că profitul românean prea se face. Deci nu asta e problema noastră acum. Dar puneți impozit de 18%, nu de 16%. Puneți de 20% impozit. Dar creați-ne posibilitatea de a crește noi producția cu 20% sau 50%. Aici e fondul problemei. Deci trebuie să constatăm că această scădere în general a economiei, noi trebuie să venim cu măsuri să o creștem. Dacă aveți noastră în cunoștință asemenea măsuri, asemenea proiecte și asemenea lucruri care vizează creșterea economică punctuală cu alte măsuri decât cele sociale, noi le așteptăm și le ascultăm cu mare plăcere. Celelalte, vă spun sincer și n-aș vrea să mai continui pe tema asta, ne interesează, dar foarte puțin. Dincolo de acest lucru, aș vrea să purtăm un dialog cu cei care au venit aici să-și pună păsul pe problemele punctuale care le iau. Eu vreau să vă spun cu multă sinceritate, trebuie să, să provocăm o astfel de discuție cu o delegație a oamenilor de afaceri din județul Bistrița Năsăud, reprezentativi, față în față cu cei care hotărăsc destinul acestui județ, pentru că, după părerea noastră, suntem paraleli cu ceea ce ar trebui să se întâmple în acest județ. Această strategie care l-a făcut-o domnul Obară, nu mai citește nimeni, deși făcută de un mediu academic, satele județului Bistrița Năsăud, nu dau exemple, sunt în 1907, populația din zonele respective este disperată, noi căutăm de lucru și găsim mai puțin. În loc să promovăm investiții care să ne facă să ne gândim la dau poenele zăgri, dau lume așa pur și simplu arbitrar, că am să dau măluțul, dar nu. Poenele zăgri, unde nu poți să faci o investiție pentru că nu ai infrastructură. În loc să promovăm proiecte de infrastructură peste tot, în care să fie tentat orice întreprinzător de a dezvolta o capacitate, statul să faciliteze, să te gândești la investi în acea zonă, să-ți dea facilitățile necesare pentru a putea face o asemenea investiție, să dai de lucru la 80% din populația aia, restul se ocupe de agricultură, să creezi buget local acolo, să aibă bani de curent, de becuri. Am trecut ieri din Moldova, în Transilvania, și am văzut un sat, nu am văzut niciun bec. Deci este inadmisibil. Deci suntem foarte departe. Avem locuri unde ar trebui să investească în România la greu, dar atâta timp cât la nivelele locale, domnul președinte, lucrurile astea sunt așa destul de fanteziste, adică sunt proiecte de 30 de milioane de euro, dar vizează groapa ecologică, vizează lucruri foarte bune, ci vizează mediul înconjurător, dar premisele dezvoltării economice din fiecare sat din județul ăsta nu există. Sigur că nu din cauza asta nu pot eu să dorm. Da, dar acolo poate să fie dezvoltată infrastructura în care Teraplastul să vândă țeavă, în care Electroplastul să vândă cabluri, în care, eu știu, Eurocompozite să facă ceva, promoveze concurență, ca să nu... poate să-și promoveze produsele în care forța de muncă e atrasă, lucrează. Din păcate, la noi în județ,
multe proiecte le câștigă alții din afara județului. La multe proiecte s-au adus seamă și din altă țară, nu numai din părți mai puțin certificate, iar noi nu suntem în stare să ne apărăm interesele județului, dar anumite cele naționale sau de altă natură. Sunt multe lucruri care depind și de noi, stimați colegi, știți foarte bine ca și mine, dar pe care, din păcate, nu reușim să le promovăm. Avem un program de acțiuni stabilit pentru 2010, pe care o să-l vedeți în acest... În mapa care o aveți la dispoziție, nu mă apuc să-l citesc pentru că mi-ar lua prea mult timp. Aveți un exemplu, un exemplu de acțiune demarată de la noi din județ, de către producătorii de cabluri și dusă pe filiera urgilului până la, să zic, până la capăt, în sensul că am plecat de la problema ridicată, am folosit pălăria Ugirului, am deschis ușile Ministerului Economiei, a primului ministru, a Ministerului Economiei, am inițiat dialogul cu factorii responsabili de acolo, ne-am bătut de ziduri, nu ne lăsăm, mergem înainte și eu sper că până la urmă ne atingem obiectivele. De maniera asta trebuie să lucrăm. Stam cu domnul Urâte zilele trecute, sigur, toți avem foarte multe ofuri, toți avem foarte multe probleme. Cum ajungem la cei care ne decid soarta să le punctăm? Eu vă spun să încercați cu foarte mare curaj ca problemele care le avem, care le aveți punctual, să le ridicăm pe traseu, deci scrisă, sub o formă clară, coerentă, să nu contrazic, să nu fie în flagrant vis-a-vis de legislația actuală. Nu e obligatoriu să fie conformă cu legislația română din acest moment, pentru că legislația poate fi și modificată și îmbunătățită, dar bănuiesc că știți la ce mă refer. Și pe această filieră se poate promova orice act, orice document, orice acțiune, orice corecție care trebuie adusă în mediul de afaceri și dusă până la capăt. Vom discuta la colțuri, dacă ne exprimăm nemulțumirea generală și cu asta încheiem subiectul crezând că blamăm guvernul sau pe cineva lucrurile să nu se rezolvă nimic. De-aia am ajuns unde suntem, pentru că mișcarea patronală din România, cu tot respectul pentru toată lumea, a fost inexistentă, practic au fost voci de interese mai de grup sau de interese private, mai mult sau mai puțin legitime, și atunci asta e rezultatul final. Probabil că acum vom cupla cu mai mult, să zic, energie, pentru că și noi simțim că am dat de fund, economia este într-o situație dificilă, critică, și probabil că pentru asta urechile tuturor vor fi mult mai deschise ca până acum. Am inițiat și pasul următor, și anume acela de a convoca la discuții de interes economic și se află în sală majoritatea reprezentanților locali ai patronatelor reprezentative la nivel de țară. Deci aveți undeva o surpriză, dacă vreți, din acest punct de vedere, când vrem să dăm un exemplu în care patronatele ar trebui chiar ele să se unească în rezolvarea în comun a problemelor. Și peste faptul că sunt aici, repet, președința organizațiilor patronale locale, se află în sală lângă noi, cu noi, și președintele executiv al patronatului Romedia, singurul patronat al presei din România care are încheiat contract colectiv de muncă la nivel de ramură cu guvernul și pe care aș ruga să îi permiteți să ia cuvântul un pic chiar înainte. Vă mulțumesc! Eu vreau să completez pe domnul președinte Mureșan, spunând că, mai ales în aceste momente, Ugirul 1903 are un aliat puternic, adică pe noi, patronatul presiei din România. Și cred că, așa cum spuneați dumneavoastră, dacă nu vom fi uniți, pentru că avem aceleași interese și nu vom publica sau nu vom face cunoscut problemele noastre și prin mass media, s-ar putea să avem șanse mai mici. De asta și noi am avut comitetul director acum 10 zile, cred, al patronatului presiei din România și am hotărât că e momentul de a nu mai sta pe loc, pot să spun așa, chiar noi am avut întâlniri la Guvernul României, am reușit un mare lucru pentru noi, spun, acel memorandum, să-l stagnăm o perioadă, un memorandum care se adresa publicității publice.
Și la acest moment ni s-a lăsat o portiță ca a dat guvernul un pas autorități locale, dar să